Bună, Semia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută tare, tare mult. S-a întors Simona Gherghe în emisiune, mă bucur foarte tare, mă bucur. Mie îmi place foarte mult ea. Îmi place și de Mirela Vaida. Dar Simona rămâne pe departe, preferata mea asta, pentru că o cunosc personal. Care ați urmărit sezonul 2 știți și de ce. Amândouă sunt bune, nu pot să spun că una e mai bună ca alta, nu pot, pentru că sunt profesioniste și asta se vede. Au și mulți ani în televiziune, peste 20 de ani, mai bine de 20 de ani, așa că își fac treaba foarte bine. Am văzut că Simona i-a învățat cât de cât pe concurenți, oricum au ecusonul și numele, țin minte că și eu l-am avut, l-am purtat o perioadă. Au discutat ce am văzut după gală, sâmbătă, duminică, s-a vorbit și despre dedicațiile muzicale date de fete băieților și de băieți fetelor, s-a râs la faza cu Gabriel care mânca liniștit și băieții îl chemau pentru că fetele îi dădeau dedicații și el, lasă-mă să mănânc, mi-e foame, bă, cum zicea, cam așa ceva. Dacă era foame omului, ce să facem? Când ți-e foame, ți-e foame, asta e. Dar până la urmă a terminat de mâncat, am văzut că fetele care îi dăduse dedicația așa dansa acolo, i-a trimitea inimioare, el mânca liniștit și până la urmă s-a ridicat, băieții încinseseră o horă, s-au distrat. Asta e principal, că s-au distrat, s-au mai relaxat, atmosfera e plăcută, cel puțin deocamdată. Bineînțeles că de fiecare dată se găsește câte unii care să strice tot și de data asta s-au găsit. Stelian, foarte fericit, plin de el, așa, că a primit cele mai multe dedicații, plăcut de fete, cu toate că Ionel îl găsește arogant și că ține cont de părerea mamei. Că ține cont de părerea mamei nu e nimic rău în asta, chiar e un lucru bun. Admir băieții care țin cont de părerea mamelor, pentru că în această emisiune matrimonială chiar au nevoie de părerea mamei. Cum zic toți, până la urmă ei au deciziile. Până la urmă ei au deciziile, dar mamele au experiență. Și de foarte multe ori au dreptate, de foarte multe ori. Mă refer la mine și la băiatul meu care i-am spus niște lucruri de care atunci n-a ținut cont, dar după aceea chiar mi-a dat dreptate. Așa că Stelian, fericit că e plăcut de fete. Toți băieții am văzut că sunt plăcuți de fete, toți sunt simpatici. Până acum eu așa îi văd. Când o să le cunosc caracterul, poate că nu o să-i mai plac pe toți, dar deocamdată îi plac. Plac toți. Toți îmi plac. Sunt mai liniștiți, fetele sunt mai guralive, cu toate că lui Tess nu-i place cuvântul guralivă. Bă, e. Apropo de guralive, stăteau pe terasă și cu toate că nu au voie să strige la băieți, ele strigau, strigau băieții, băieții. Băieții au răspuns, au schimbat câteva impresii unul despre altul, nu prea mult, pentru că, știți, apare pe plasmă și deocamdată avertisment, dar după aceea le dă amendă, intră la buget și atunci o să sufere toți. Că dacă le dă 50 lei sau cât le dă, o să aibă mâncare mai puțină. Și nu doar asta, plus scandalul care se iscă, pentru că nu le place la nișcare să suporte consecințele. Mamelor mai ales. Dar o să urmeze și amenda, deocamdată a fost avertisment, pentru că ziceau că n-au știut. Dar nu cred că n-au știut, pentru că le face instructajul la început de sezon. Vom vedea. Cassandra e cea care are 30 de ani, jumate belgeană, jumate româncă, spunea că îi place România, că e jurnalistă, chiar a fost un filmuleț despre ea. Multe lume, am văzut niște comentarii, o consideră ciudată, chiar și eu o consider, cu toate că sunt de acord cu unele lucruri pe care le face, dar cred că n-ar trebui, pentru că nu toată lumea înțelege. Cu târâtul pe jos, bun, stai în natură, dar în baie să stai pe jos, în mizerie, că nu e curat. Sau unde era în baie, era trântită.
că îi plac animalele și mie, îmi plac și eu am animale, și eu mă îmbrățișez copaci, dar mă duc într-un parc care seamănă cu o pădure și mă duc în ultimul copac, pin, un pin. Și am grijă la furnici pentru că circulă furnici pe el. Da, mai ales în perioade. De fapt, la noi, cum e cald, circulă tot timpul anului, nu-i problemă. Am grijă la furnici și nu stau prea mult. Chiar îți dă energie. Știa ce știe, dar nu poți să faci lucrurile astea în casa mireasa, când știi că te filmează. A încercat ea să zică de energiile ei, că nu se simte bine, dar întrebată de Simona Gherghe a spus că a fost doar un moment. Și pentru că să nu mai fie momente din astea, pentru că ea le are mereu, odată zice că e fericită, odată zice că nu-și găsește locul și chiar nu e plăcut, cel puțin pentru ceilalți. Așa că până vineri, noi trebuie să votăm dacă pleacă sau rămâne în casa mireasa. Dar să știți că, așa cum ne-a obișnuit, staful nu o să țină cont doar de voturile noastre, bineînțeles, o să pună și de la el. Și mă gândesc că o să rămână în continuare în casa mireasa, pentru că deocamdată staful nu-și permite să elimine așa repede nicio fată din cele 8 care sunt. Dar poate ne face staful vreo surpriză și o elimină. Oricum ar fi, pentru ea o să iese bine. În seara aceasta băieții vor alege o fată ca să ia cina la ei în casă. Trebuie să se pregătească cu ceva bun. Fata o să intre, așa, tot așa au făcut tot timpul, fata o să intre la ei pe seară, poate târziu, în sezoanele trecute au intrat foarte târziu, și o să întrebe diferite lucruri, să poată cunoaște. Dar cel mai bine să cunosc la petrecere, păcat că n-a fost sâmbăta trecută o petrecere, am așteptat să fie, n-a fost, în afară de dedicații muzicale, alte distracții n-au avut concurenții. Dar vom vedea, ei trebuie să aleagă o fată și cred că șeful casei o să spună la camere pe care fata aceea o să pregătească și ei o să pregătească să gătească, toți emoționați, normal, când vine o fată și o să aibă ocazia să vorbească cu ea. O să vedem pe Antena Play, bineînțeles. Sau poate la Capricii, cred că după Capricii o să fie foarte târziu atunci cina lor. O să vedem ce fată au ales. Poate că au ales-o deja până acum, nu știu, nu m-am uitat pe Antena Play încă. Dar orice fată ar alege, e binevenită. Mai schimbă puțin atmosfera, că fete cu fete, de fapt fetele au și mamele, băieți cu băieți, nu prea. Băieții trebuie să șadă cu fetele, prea îi ține încuiați cei din staff. Nu e corect lucrul acesta, mie nu mi-a plăcut niciodată. Și acum tot mai au libertăți, dar în sezonul 2 foarte mult i-am avut, vreo 2 luni nu-i vedeam. Îi lăsa foarte puțin, câteodată duminica, toată ziua, noi n-am avut capricii, n-am avut nimica decât 2 ore de emisiune. Vă dați seama ce plictiseală mare era și dacă nu se deschideau nici ușile, era foarte urât. Nici nu puteai să pleci, nu puteai să vezi nimic, nu știu cum au trecut lunile alea. N-aș mai repeta experiența pentru nu 1000 de euro pe lună, 1000 de euro pe minut. Pentru că banii aceia care am primit la mireasa îi făceam și aici și mai mult încă. Atât am avut până acum. Vă doresc în continuare o după masă plăcută și la revedere!